Bună, sunt Cristina Zevarțchi și bine v-am regăsit! Sincer să fiu, nu am avut în plan să filmez acest video pentru voi, însă, ținând cont ce se întâmplă în lumea în momentul de față, m-am gândit că astfel de video o să vă fie de folos. Cu siguranță ați auzit despre coronavirus, un virus care se răspândește foarte rapid. Aș dori să povestim pe această temă astăzi, să vedem cum putem să ne protejăm de acest virus și ce metode de protecție avem. Însă, înainte să începem, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube. Nu uitați că acest buton roșu de abonare trebuie să fie gri. La fel vă invit și pe pagina mea de Instagram, acolo postez zilnic, sunt foarte activă și sper că vă inspir cu postările mele. Din păcate, coronavirusul a ajuns și în România, școlile sunt închise, majoritatea evenimentelor au fost anulate. De exemplu, noi am avut și un festival de dans în martie, în 29 martie, și acest eveniment a fost anulat. Părerea mea este că în momentul de față trebuie să evităm cât mai mult posibil locurile publice și dacă avem posibilitatea să lucrăm de acasă, să lucrăm de acasă, ca să nu ne îmbolnăvim și să nu transmitem virusul mai departe. În același timp, sfatul meu este să nu vă panicați, rămâneți calm, pentru că nu este sfârșitul lumii, nu trebuie să mergeți în magazinele și să goliți toate rafturile. Această isterie nu duce la nimic bun. Rămâneți calm și tot ce trebuie să faceți este să aveți grijă de imunitatea voastră. În momentul de față nu există niciun leac și niciun vaccin pentru coronavirus, de aceea singurul lucru care ne poate ajuta este sistemul nostru imunitar. Acum aș vrea să vă dau câteva sfaturi care o să vă ajute să aveți sistemul imunitar mult mai puternic. Practic sunt lucrurile pe care și eu le fac în fiecare zi. În primul rând, trebuie să aveți un stil de viață sănătos și asta înseamnă, în primul rând, să aveți o alimentație sănătoasă, să mâncați cât mai multe fructe și legume. De fructe v-aș recomanda citrice și kiwi, mai ales kiwi. Puține persoane știu că fructul de kiwi conține mai multe vitamine chiar și decât citricele. Kiwi e o sursă de vitamina E care este foarte importantă pentru imunitatea organismului, pentru că luptă împotriva infecțiilor virale și bacteriene. Semințele de kiwi conțin acești grași omega-3 care reduce riscul de boli cardiovasculare. Fructul de kiwi stimulează imunitatea și previne afecțiunile căilor respiratorii. Eu ador fructul de kiwi, este și bun la gust, este și sănătos, puteți să faceți diferite smoothie din el, salate din fructe și așa mai departe. Pe lângă alimentația sănătoasă, trebuie să vă hidratați foarte bine, încercați să beți cel puțin 2 litri de apă pe zi. Nu uitați și de mișcare. În momentul de față, eu aș recomanda să evitați un pic sălile de sport și să faceți exercițiile acasă. Aveți foarte multe antrenamente pe YouTube, aveți din ce alege, deci puteți să faceți liniștiți antrenamentele acasă. Un lucru care nu ajută deloc imunitatea noastră este stresul. Cu cât mai mult vă stresați, cu cât mai mult sunteți supărați, speriați, panicați, cu atât mai mult scade imunitatea voastră. De aceea vă recomand în această perioadă să fiți calm, fiindcă riscați să aveți imunitatea scăzută. Sunt și diferite metode de igienă care vă protejează pe voi, dar și pe apropiații voștri de coronavirus și acum o să povestim pe scurt și despre ele. În primul rând, trebuie să vă spălați foarte bine și des pe mâini, apă și săpunul omoară virusul, de aceea de fiecare dată mergi și vă spălați pe mâini aproximativ 20 de secunde de fiecare dată. În al doilea rând, nu vă atingeți ochii, nasul și gura dacă știți că mâinile voastre nu sunt curate și nu sunt igienizate. În momentul în care tușiți sau strănutați, încercați să acoperiți nasul și gura cu un șervețel, după care imediat să-l aruncați la gunoi. Vă recomand să curățați suprafețele din casă cu dezinfectant pe bază de clor sau alcool. Este foarte important pentru voi, dar și pentru apropiații voștri, să fie în casa voastră cât mai curat. Încă un lucru pe care eu îl făceam și înainte să apară coronavirusul este să aerisesc de mai multe ori pe zi apartamentul, casa sau locul unde eu îmi desfășor activitățile. Este foarte important să faceți și voi acest lucru. Și nu în ultimul rând, după cum v-am zis, încercați să evitați locurile publice, încercați să evitați locurile aglomerate. Dacă puteți să lucrați de acasă, rămâneți și lucrați de acasă, puteți să faceți exerciții acasă, odihniți-vă și după cum v-am zis, încercați să fiți cât mai calm. Nu este sfârșitul lumii și sper că în curând totul o să revină într-un mod obișnuit pentru noi. Cam atât pentru astăzi, sper că acest video o să vă fie de folos. M-aș bucura foarte mult să-mi scrieți cum vă protejați voi de coronavirus și dacă sunteți cei care mă urmăriți din alte țări, să-mi scrieți care este situația în țara voastră. Vă mulțumesc, dragii mei, vă pup și ne vedem în curând. Pa, pa! Some trouble.